Vă zicem bun găsit în cadrul emisiunii creștine Casa din Betania. Ne bucurăm să vă regăsim de această dată, să avem iarăși printre noi ca invitat pe pastorul Ionel Pleșa din, nici nu știu de unde să vă spun, din România și din America. Din România, din orașul Mediaș și din Florida, din orașul Hollywood. Deci, așa cum am amintit în emisiunile anterioare, continuăm seria acestor interviuri și am dorit, referitor la ceea ce am discutat data trecută, ne-am oprit la persoana sau personalitatea, persoana aceasta cea mai minunată care a existat sub ceruri, a Domnului Iisus Hristos. Privind divinitatea Lui. Privind divinitatea Sa și natura umană. Natura umană în același timp, de om și Dumnezeu. Și aminteam telespectatorilor că însăși denumirea de creștin, de creștinătate, derivă de la numele Lui. Ați citit atunci câteva versete din Sfânta Evanghelie după Ioan, referitor la întruparea cuvântului. Am dorit în minutele care le avem la dispoziție, pastor Ionel Pleșa, circa 20 de minute, să continuați ideile care le-ați abordat în emisiunea trecută. În legătură cu calitatea pe care o avea Iisus Hristos înainte de întrupare, toată Scriptura este străbătută așa cu un filon roșu și toate mesajele Vechiului Testament se orientează spre focusul acesta privind calitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care o avea înainte de întrupare. Și prima mărturie pe care o face Dumnezeu despre Iisus Hristos a fost în momentul când a intrat în apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât și de aici încă un argument în plus, că persoana Duhului Sfânt a fost numai prezentată în mod simbolic sub forma unui porumbel. Pentru că porumbelul este cea mai nevinovată pasăre. Și este o figură de stil prezentată aici în mod simbolic și s-a auzit din cer un glas care a zis: acesta este Fiul meu. Deci noi credem ce a spus Dumnezeu. Amin. Ioan Botezătorul a auzit glasul lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos a primit mărturisirea din partea lui Dumnezeu că El este Fiul în care își găsește plăcerea. Deci nu este o deducție teologică bazată pe un studiu speculativ, ci este o realitate exprimată de Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, în calitatea de Fiu al lui Dumnezeu, nu este numai în calitatea de Fiu, ci este parte din divinitatea creatoare. Și aici, în mesajul profetului Isaia, dacă îl descoperim, în capitolul 9, de la versetul 6, și se referă la subiectul identic cu cel pe care l-am citit în Evanghelia după Ioan în capitolul 1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. N-a existat nicio persoană istorică în rasa umană prin care să se împlinească aceste cuvinte. Profetul Isaia spune așa, prin întruparea cuvântului, căci un copil ni s-a născut și întruparea cuvântului s-a făcut printr-un bebeluș care s-a născut. Iisus Hristos, care înainte de întrupare era în ipostaza cuvântului Creator și era de o ființă cu Dumnezeu, zice că era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt care era Dumnezeu s-a făcut trup. În Israel, în fondul ideologic, era considerată o mare blasfemie ca cineva să considere că este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu.
Și motivul pentru care evreii l-au respins pe Iisus Hristos a fost tocmai păstrarea acestei doctrine monoteiste, absolute, că există un singur Dumnezeu. Și cum îndrăznește el să spună că e Fiul lui Dumnezeu? Și motivul acesta i-a determinat să-l denunțe la autoritățile imperiale. Aici se spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic. Cuvântul sfetnic însemnează sfătuitor. Și acum un cuvânt șocant. Îl vor numi pe acest copil care s-a născut Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. Isaia ar fi riscat să fie împroșcat cu pietre, rostind acest mesaj despre un copil care s-a născut să fie numit Dumnezeu. Dar Isaia n-a vorbit de la el. Pentru că oamenii care au devenit purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu n-au vorbit din inițiativa lor, ci au fost mânați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt avea să știe că se va naște pruncul acesta care va fi numit Dumnezeu. Este echivalentă mărturisirea pe care o face profetul Isaia prin Duhul Sfânt cu cea din Evanghelia după Ioan. Cuvântul s-a făcut trup și acum se nasc două întrebări cu trei puncte fiecare. Să găsim răspuns acestor chestiuni. Unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu? Când? Și cum? A doua întrebare. Unde s-a născut Fiul omului? Când? Și cum? Încercăm să găsim răspunsul că ne este mai ușor să oferim un răspuns pentru natura lui umană, cum putem verifica. Fiul omului, deci cuvântul întrupat, în bebelușul acesta care a crescut în înțelepciune și creștea în fiecare zi, nu numai în statură, ci și în înțelepciune. Așa ne relatează Evanghelistul Luca. Și atunci se pune problema. Unde s-a născut Fiul omului? Când și cum? Fiul omului s-a născut în Betleemul din Iudeea. Când? Pe vremea împăratului Octavian Augustus. Pe vremea lui Irod cel Mare. Am aflat două lucruri. Unde s-a născut și când? Betleem însemnează casa pâinii. Cel care avea să fie pâinea vieții s-a născut în casa pâinii. Dar cum s-a născut? Aici ne-am împotmolit. 60% din teologii moderni nu mai cred că Iisus a născut dintr-o fecioară, fără elementul patern. Asta însemnează o decădere gravă de la principiile Scripturii. Am aflat lucrul acesta dintr-o întâmplare fericită, pentru că este scris în Scriptură. Și Maria a împărtășit aceeași concepție naturală. Dar cum se poate să rămân însărcinată că eu nu cunosc bărbat? Duhul celui preanalt te va umbri și copilul care se va naște îi voi pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Același înger care a vorbit cu Daniel cu 600 de ani înainte și a precizat data istorică atunci când avea să vină unsul, după datele profetice pe care le aflăm în capitolul 9. Este un lucru extrem de important. Cum s-a născut? Duhul Sfânt, Duhul celui preanalt, te va umbri. La actul creației erau prezenți în divinitatea creatoare Dumnezeu Tatăl, care fixează planul, Dumnezeu Fiul, care este arhitectul prin care se manifestă înțelepciunea creatoare, și se spune că Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor. Am citit așa ceva, vrem să sumarizăm acum câteva idei mai concise și în cazul acesta Fiul omului s-a plămădit prin înnobilarea ovulului matern, fără plăcerea trupului. Duhul Sfânt n-avea să facă decât o lucrare simplă. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Duhul Sfânt era prezent și a făcut un om din țărâna pământului. Era mai ușor să se nască un om dintr-o femeie decât să faci un om din țărâna neînsuflețită.
atunci prin umbrirea Sfântului Spirit sau Duhului Celui Preanalt, s-a produs o nobilare a ovulului matern. Și se spune că omul în construcția lui are două caracteristici în elementele de procreație. Are un Y și are un X. Femeia este construită de Dumnezeu în așa fel că are doi X. Dacă prin actul procreierii se desprinde un X din sursa paternă și se unește cu X-ul de la partea maternă, se naște o fată. Dacă partea Y se unește cu un X, iasă un bărbat. Și dacă se unește X-ul de la bărbat, partea paternă, cu X-ul de la femeie, iasă o fetiță. Duhul Sfânt avea să nobileze ovulul acela ca și cum ar fi fost un act de procreiere normal. Și nu avea decât să adauge un Y acolo, dacă ginecologii l-au numit așa. Și atunci există o secvență într-o lucrare pe care eu am, probabil veți ajunge cu timpul să aveți acces la poemul creațiunii, care surprinde o secvență. Căci fără voia firii vreunui om, în trupul neîntinat de-a firii poftă, veni va Shilo, cel din tâi născut, prin legea creatoare conceput, ca să salveze speța lui Adam, își pregătește trupul pentru jertfă. Deci fără voia cărnii vreunui om s-a născut Iisus prin înnobilarea făcută de Duhul Sfânt în ovulul matern. Așadar, nu este un lucru ieșit din comun în raport cu toate legile creatoare pe care le cunoaștem de la bun început. Dumnezeul Creator a făcut ca Duhul Lui, care se mișca pe deasupra apelor odinioară, să umbrească pe Maria și să aducă pe lume. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, dar numai unul singur. E Mântuitorul neamului omenesc și îl vor numi Dumnezeu. Dumnezeu tare. Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor. Dar cum e Părintele? Că veșnicile sunt echivalente cu viacurile. O veșnicie egal cu un viac, nu este o eternitate. În limba română e un pic de confuzie terminologică aici. Dar acolo se spune în evrei că prin el a făcut și viacurile. În Evrei, capitolul 1. Cum a făcut și viacurile? Pentru că a existat în eternitate o situație în care nu exista universul materiei. Și neexistând universul materiei, nu exista nici timp. Timpul este rezultatul mișcării corpurilor în spațiu. Și noi socotim unitățile de măsură, intervalele de timp, în funcție de mișcarea corpurilor. Înainte de a exista universul materiei, n-a existat nici timp, ci era eternitatea, era infinitul cosmic. Și în cazul acesta, considerăm că ceea ce se spune aici, Părintele Veșnicilor, prin el s-a creat și timpul, simultan cu crearea universului material pus în veșnică mișcare. Și aici este o problemă cheie. Mai citim un text dacă ne mai rămân câteva minute disponibile. Circa 7-8 minute. Acum un lucru important ca să vedem că face parte în divinitatea creatoare. Proverbe, capitolul 8. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și acum să vedem în ce ipostază se afla Iisus Hristos înainte de întrupare. Vorbim de Fiul lui Dumnezeu. Unde s-a născut? Când și cum? Că despre Fiul omului am aflat. Fiul lui Dumnezeu s-a născut în omniprezență. Nu s-a mai născut în Betleem. Fiindcă aparținând divinității creatoare, este omniprezent peste tot. Atunci, unde s-a născut, în ce timp, în ce vreme, înainte de a exista noțiunile de timp, în eternitate? Cum? Precum se nasc în spirit ideile, conștiința, descoperite în taina sublimului cuvânt, primul născut din Tatăl își revelează ființa, chemând la existență și ceruri și pământ, că El le-a chemat la existență și era martor și era colaborator la actul creației. Și acum în Proverbe, capitolul 8, avem câteva mențiuni extraordinare în care se descopere ipostaza Fiului lui Dumnezeu înainte de întrupare. Pagina 646. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost deja așezată din veșnicie, înainte de orice început,
înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților. Și aici ne sugerează o etapă în actul creației, unde pământul în stadiul primar era încă vâscos. Nu era solidificat, datorită legilor care guvernează materia, plecând de la gazificare, lichifiere, solidificare, comprimare și până la urmă dezintegrare. Că toate corpurile cerești au un început și au un sfârșit. Cerurile vor pieri, dar tu rămâi în viac. Și acum să vedem mai departe. Am fost născut înainte de întărirea munților. Este un alt proces la care, dacă va fi calea deschisă, să împărtășim și modul acesta în care Dumnezeu a creat toate lucrurile prin legea creatoare, că n-a pus o mână să intervină asupra lucrurilor fizice. Duhul Sfânt este meșterul care dă formă tuturor lucrurilor materiale în conformitate cu proiectul și cu planul lui Dumnezeu. Și aici se spune așa. Înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii, și înainte de a exista universul materiei, cu stelele, cu sistemele solare, cu galaxiile, tot universul acesta a fost la stadiul de pulbere. Lucru minunat. Cea din tâi fărâmă a lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față, înțelepciunea, arhitectul minunat. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când a țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării și ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, asta este o figură de stil. Eu eram meșterul lui la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor care încă nici nu existau. Și aici se descopere participarea lui în actul creației. Nimic din tot ce a fost făcut, spune Ioan, n-a fost făcut fără de el. În el era viața. Și dacă vrem să căutăm originea vieții, să nu mai căutăm că a venit de pe alte planete sub formă de bacterii. Și pe urmă din bacterii s-au transformat în celulele acelea simple și pe urmă ia că am devenit și noi savanții vremii încuiați la minte. Iartă-ne, Doamne! Este o expresie așa mai dură, dar aceasta este realitatea. Deci spune că înainte, în eternitate, Fiul lui Dumnezeu s-a născut în omniprezență, s-a născut în eternitate, dincolo de noțiunile timpului. Și s-a născut așa cum într-o ființă spirituală se nasc ideile. Dumnezeul Creator este o ființă care fixează planul. Mântuitorul Iisus Hristos este arhitectul care întocmește proiectul, că planul trebuie să aibă și un proiect. Beneficiarul încredințează arhitectului. Vine Duhul Sfânt ca un meșter, cu târna copul și cu toate uneltele. Și dă formă tuturor lucrurilor. Și când se spune că Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor, se plimba printre materialele acelea diforme și n-a început să facă ordine până când a primit proiectul. Și Duhul Sfânt este parte din divinitatea creatoare care îndeplinește rolul meșterului, care lucrează cu materie brută în conformitate cu proiectul și nu se abate și nu face derogare de la plan, așa cum fac oamenii, în acord cu planul pe care l-a fixat Dumnezeu. Doamne, ce minunată este lucrarea Ta! Ia, ne bucurăm că acest Dumnezeu care a creat cele văzute și cele care noi nu le vedem, și acest meșter, acest Iisus Hristos, este Domnul și Mântuitorul nostru, chiar și a celor care ne vizionează, a telespectatorilor. Poate aveți un cuvânt de îndemn, mai avem circa 2-3 minute. Așa. La pastor Pleșea. Ca o concluzie finală, o confirmare suplimentară a faptului că aflăm textele biblice care ne arată despre calitatea Mântuitorului în ipostaza cuvântului Creator înainte de întrupare, este fenomenul învierii. Ca și natură umană, fără să fi fost Fiul lui Dumnezeu, în condițiile în care s-au desfășurat evenimentele istorice, nu era posibilă învierea. Faptul că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți a confirmat încă o dată
că venind în lumea aceasta și-a îndeplinit misiunea, actul răscumpărător, rămâne în emisiunea următoare, eventual să vedem motivația pentru care Dumnezeu a găsit soluția să-L trimită pe Fiul Său să moară pentru noi. Că este o absurditate prin gândirea noastră logică. De ce să fie pedepsit o altă persoană în locul celei vinovate? Dar faptul că a înviat dintre cei morți este o confirmare a divinității Lui și mai mult decât atât, în fața atâtor martori în momentul înălțării la cer, cu trupul acela de slavă, s-a dovedit supranaturalul. Și în rugăciunea Lui finală spune: primește-mă cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. După înălțarea la cer, Iisus nu mai poartă numele de Iisus, ci de Cuvântul Lui Dumnezeu. Fără comentariu, citesc un singur verset. Vă rog. Din Apocalipsa, capitolul 19. Așadar, înainte de întrupare, numele Lui era Cuvântul Lui Dumnezeu, care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, iar după moarte și înviere, întorcându-se la Tatăl cu slava pe care o avea înainte, acum purta același nume. Primește-mă cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Și aici se face mențiunea. În Apocalipsa, capitolul 19, pagina 1220. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, versetul 13. Numele Lui este Cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Așadar, calitatea Mântuitorului în cele două ipostaze, Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, prin El s-au făcut toate viacurile, prin crearea universului materiei s-au creat noțiunile de timp, viacurile, secolele, mileniile. Dar aici e un lucru important. Întorcându-se la Tatăl, a primit din nou slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii din eternitate și numele Lui acum iarăși este Cuvântul Lui Dumnezeu, care era de la început cu Dumnezeu și care este Dumnezeu. Amin. No, Dumnezeu să ne ajute să ne risipească îndoielile, că și creștinii mai cad uneori și se clatină și oscilează între credință și îndoială. Să ne dea Domnul harul și scopul acestei misiuni cred că este pentru întărirea credinței noastre, fără să ținem cont de limitele noastre doctrinare și confesionale. Încă o dată mulțumim Domnului pentru acest har și totodată dumneavoastră, pastor Ionel Pleșa, pentru amabilitatea de a fi cu noi și telespectatorilor de asemenea care au urmărit aceste emisiuni cu toată atenția. Și eu mă simt îndatorat să mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și mă simt încântat de faptul că atâția oameni care manifestă interes pentru viața spirituală au avut prilejul să participe la acest dialog pe care l-am purtat și doresc tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Până la următoarea apariție, vă spunem la revedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze.